Domnul Artur, încheiem sezonul cu o victorie frumoasă aici la Ungheni. Am pierdut în primul meci oficial în Cupa României. Cum s-a văzut de pe margine? Un joc frumos. Au jucat băieții foarte bine astăzi. Cred că până la urmă un rezultat meritat după aspectul jocului, chiar dacă în anumite momente am lăsat deliberat echipa adversă să aibă o posesie poate prelungită. Încheiem acest parcurs a dumneavoastră ca principal cu o singură înfrângere, un joc bun. Ce să sperăm de la anul? Acum să-i lăsăm pe băieți liberi. Eu zic că merită o săptămână, că vin și sărbătorile. Ce poate fi mai frumos decât să închei cu o victorie în deplasare și chiar cu 3-0, ceea ce nu am reușit până acum acasă. Florin Dan, golgheterul seriei 15 reușite, vom mai vedea și în sezonul viitor în tricoul Turzii? Prea devreme să vorbim de sezonul următor. Să vedem, să facem o analiză clară și să stăm de vorbă și cu cei din conducere și să vedem ce obiective se stabilesc și în funcție de asta putem să discutăm pe urmă. Acum că s-a încheiat sezonul, care ar fi 3 plusuri și 3 minusuri legate de acest retur? Primul plus, atitudinea băieților, și cred că în fiecare joc s-a văzut și dorința de victorie. Cred că astea au fost aturile noastre. Minusuri, poate în ultimele două jocuri în care am făcut egal, a apărut o relaxare din partea băieților și cred că de-aia am și luat atâtea goluri. Referitor la campionatul viitor, se știe ce format va fi? Aveți informații? Câte echipe, câte serii? Cum se va juca? Zvonuri, dar nu putem să ne luăm după zvonuri. Am înțeles că s-ar putea face 5 serii de câte 16 echipe. Ceva există discuțiile respective, dar vedeți că de multe ori se schimbă de la o zi la alta. Nu putem să vorbim cu certitudine în momentul de față. Mulțumim și felicitări! Mulțumim și noi și sărbători fericite! Florin, golgheterul seriei 15 reușite, care e secretul? Nu e niciun secret, e munca echipei. Eu nu am făcut mare lucru, doar să bag în poartă. A făcut un retur excelent. Ce s-a schimbat față de iarnă? Eram mai jos în clasament, acum printre cele mai bune echipe ale seriei. Păi nu știu ce s-a schimbat, cred că atitudinea și am fost, nu știu cum să-mi explic, la meciurile le-am tratat mai serios și am dat cam tot ce am putut. A venit și Cordo și a ținut apărarea în spate, eu în față le-am băgat cam la fiecare ocazie ce am avut și asta a fost. Ce vrei de la următorul sezon? La ce să ne așteptăm? Sincer, vreau vacanță, că nu mai pot să-mi rup după meciul ăsta, pe căldura asta să-mi rup, nu vreau să mă mai gândesc. O să văd ce oferte o să am, contractul mi se termină acum în vară și o să văd. Deci există posibilitatea să nu te mai vedem la Turda? Se poate, nu știu sigur. Okay. Mulțumim mult și sărbători fericite! Mulțumesc și sărbători fericite! Alex, mai știi de câte sezoane joci pentru Turda? Cred că tocmai l-am încheiat pe al șaselea sau al șaptelea, dar nu știu să spun asta exact. Cum te simți acum la 33 de ani, final de sezon, ce urmează pentru tine? Sincer, un pic obosit, un sezon atipic să spunem, chiar dacă au fost puține meciuri. Pentru mine, cel puțin începe să devină din ce în ce mai greu să țin pasul cu ai mei colegi mai tineri. Cum s-a văzut acest sezon din teren cu toate aceste probleme, cu pandemia, cu unele meciuri amânate, probleme? Cum a simțit ca jucător? Au fost și meciuri puține, totuși, doar 18 etape. Cred că, așa cum am spus, pentru toți a fost un sezon mai altfel față de celelalte, cu mai puține echipe, cu teste pozitive la coronavirus, meciuri amânate care ne-au și scos din ritm. Așa am început și sezonul cu această problemă, mulți dintre noi fiind pozitivi la acest virus, dar până la urmă cred că am reușit să terminăm cu capul sus și poate ne-am și depășit obiectivul, pentru că în iarnă nici măcar noi, cei de aici din vestiar sau din staff, nu cred că se așteptau să terminăm pe locul 4. Eu zic că am terminat cu fruntea sus, așteptăm vacanța și vom vedea ce se va întâmpla din vară. Ce s-a schimbat în iarnă? Din tribune, cel puțin, s-a văzut o altă atitudine, o altă mentalitate, putem să spunem. Sincer, am avut onoarea, să spun așa, să lucrez cu doi antrenori foarte buni pentru acest nivel, atât Nea Costicolariu, cât și
Arthur, eu zic că sunt doi antrenori buni, fiecare cu ideile lor și cu stilurile lor. De fapt, cred că fiecare antrenor are stilul său personal. Probabil ce ne-a lipsit a fost puțină încredere și odată cu meciul de la Reghin am reușit practic să ne deblocăm psihic și de acolo totul a mers în sus, să spunem așa. Îmbucurător pentru noi. Eu zic că un singur meci pierdut este destul de bine pentru pretențiile pe care le aveam în iarnă. Mulțumim și felicitări! Vă mulțumesc și eu și multă sănătate! Sărbători fericite tuturor!